Șoricelul Tică. Astăzi, șoricelul Tică a dat iama într-o budincă. Ei, dar ce frumos miroase! Ce stafide de siropoase! Ce brânzeturi delicate! Ce arome vanilate! N-a mai stat pe gânduri Tică să se întrebe cum, adică, un desert așa de soi stă în fărașul de gunoi. Asta n-are importanță, și-a zis el cu aroganță. N-am eu vreme de gândit. Și s-a pus pe ghiftuit. A mâncat el voinicește, așa prânz cui nu-i priește. Și apoi s-a întins tihnit în făraș și-a adormit. Iar motanul Lică, hap! L-a înghițit cu tot cu cap. N-a putut nici chit să zică mâncăciosul din budincă. Vezi sărmanul ce-a pățit, dacă a fost nesocotit, dar fi stat să se gândească și să se mai chipzuiască. Și-ar fi amintit un pic că atunci când era mic, buna șoricioaica mama îi spusese să ia seama că ce-i plăcut și frumos e lucru primejdios, fiindcă mai întâi te îmbie și apoi te ia în robie. Te desfată, te alintă, ca la urmă să te înghită.